plecat într-o familie, cineva m-a dat niște bani și au zis, frate Cristi, du-te și... Mi-a spus, de fapt, i-am spus la câteva persoane despre acea familie, o soră văduvă cu 7 prunci. Și au zis, du-te Cristi și cumpără-le ceva. Nu mă duc eu, că n-am eu timp, du-te și cumpără-le și... Am mers în real, am luat 2 plase de cumpărători și pe drum m-am gândit că o să las plasele la poartă la familia aceea din Pâncota. O familie foarte săracă. Tata murise de diabet. Ani de zile au fost numai pe în spital. O rămas o sărăcie în spate, dezastru. Plua prin acoperiș. Erau mucegăiți pereți și condens. Știți ce am zis? Las la ușă pachetele, că miroase urât în casă și să nu mă deranjeze. Am ajuns la ușă și am strigat-o pe sora Marica și nu a răspuns. Am zis, mă, nu pot să las la ușă pachetele, că vine și le ia altcineva. M-am dus, am intrat în bucătărie și am zis că le las acolo și plec. Dar Duhul Domnului m-a îndemnat să mă uit în dreapta, așa cum parcă retrăiesc imaginea aceea. Undeva în dreapta, într-o cameră modestă, cu pământ pe jos, era o mamă care ținea Noul Testament în mână. Nu a avut bani ca și tine și ca și mine să-și ia Biblia Cornilescu, concordanță, cu litere de aur, cu pagini aurite. Nu, cu trimitere. Avea Noul Testament și el a primit gratis de la Gedeon. Și am intrat în cameră și am spus, sora Marica, n-ați auzit că vă strig? Și-a zis, frate Cristi, am auzit că m-ai strigat. O zis, vezi prunci ăștia. Pe fiecare dintre ei Dumnezeu mi-a spus în vis cum să-l numesc. La toți le-am pus nume frumoase. Ceea ce-mi doresc e să aibă și viața cum li numele. Dar au zis, eu trebuie să mă duc în Germania la castraveți. Și zice, pe strada noastră rămân fete zăginate la 15 ani, la 14 ani. Pe strada noastră sunt mulți în pușcărie, pentru viol. Eu n-am unde la cine să-i las. Eu pentru aia n-am ieșit afară, zice, că eu când stau de vorbă cu Dumnezeu, pot să mă strângesc și președintele României, eu nu ies afară. Tot ce am, tot ce mi-a rămas în viața asta e Dumnezeu. Dragii mei, am ieșit afară din casă și m-am dus în mașină și am început să plâng. Pentru că vocea care mi-a spus să mă uit în dreapta mi-a mai spus ceva. Ai crezut că miroase a condens în casa asta, așa e? Și am zis, da! Și am crezut. Rău ai crezut. În casa asta miroase a cer. Și astea sunt familiile cu care mă laud eu, zis Dumnezeu. Astea sunt surorile și frații cu care eu mă laud. Dragii mei, am mers acasă plângând. Că eu am acasă grezie și faianță și ca și voi. Când fiecare zi soția aspiră și e curată la noi în casă. Și încă Dumnezeu nu mi-a zis că miroase a cer în casa mea. Ți s-o zis? Ai băgat în parchet 50 de euro metru pătrat. Și în marmur și în granit și în travertin și nu e un lucru rău. Dar de câte ori a stat pe genunchi să spui, Doamne, lasă și în casa mea miros de cer.